Bine v-am găsit la un nou episod al rubricii care ne arată ce să facem în situații limită. Am ajuns în punctul în care avem telefonul mobil peste tot, dar să recunoaștem, viața fără el ar fi cel puțin dificilă. Însă, dincolo de faptul că este util, ne poate aduce și neplăceri. Un bun exemplu, apelurile cu număr necunoscut. Ce putem face într-un astfel de caz, aflăm de la avocatul Adrian Cuculis. În primul rând, dacă suntem sunați de către o societate, de către o firmă care revine periodic cu telefoane prin care ni se prezintă, eu știu, diverse produse pe care îi le vând sau, eu știu, diverse oferte, în condițiile în care le spunem foarte clar că nu vrem să mai fim deranjați și lucrul acesta continuă să apară în viața noastră cotidiană, chiar dacă ne sună cu număr ascuns, se poate depune o solicitare, o plângere la autoritatea ce reglementează aceste date cu caracter personal și atunci societatea intră sub o investiție. În condițiile în care mai procedează în același fel, poate primi o amendă considerabilă ce se poate ridica chiar și la câteva milioane de euro. În condițiile în care suntem deranjați de către o persoană fizică de pe un număr necunoscut, sigur că atunci intrăm deja poate chiar și într-o sferă a penalului. Lucrurile nu se rezolvă pe partea civilă neapărat, ci mai degrabă pe partea penală, pentru că discutăm despre o hărțuire morală, o hărțuire psihică. O simplă plângere depusă la secția de poliție ar trebui să rezolve problema aceasta, pentru că telefonul nostru ar fi pus sub urmărire, iar chiar dacă pe telefon nu vedem efectiv numărul de telefon de pe care suntem sunați, poliția poate să facă rost de aceste date și e bine dacă nu se deschide un dosar penal, cel puțin persoana care face acest lucru ar putea să primească chiar și o amendă. Nu are relevanță dacă discutăm de telefoane pe abonament sau telefoane pe cartelă, pentru că apelurile interceptate cu ajutorul companiei de telefonie sunt redirecționate pe mai departe către poliție, către secția sau către parchetul unde am depus plângerea și atunci putem să aflăm sursa apelului care ne provoacă anumite suferințe psihice sau, eu știu, la un moment dat chiar și de natură fizică. Pe cât de utile, pe atât de problematice pot fi telefoanele mobile. Dar să spunem drept, ce ne-am face fără ele? Atât pentru astăzi. Sunt Călin Cocii și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!